Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi facem brioșe cu cocos și cu cacao. Și vom cântări toate ingredientele împreună, ca să vedeți cum fac aceste brioșe. A căzut. Uitați. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit. Facem brioșe în două culori, cu cacao și cu ulei de cocos. Vedeți? Și o să le cântărim așa pe toate. Și o să avem nevoie de ulei de cocos. O să avem nevoie de un ou. Vedeți? Am aici un ou ușor. Și o să începem de făină, de puțin lapte. Mi le pun aici pe toate și să cântărim. Astăzi o să le cântărim împreună, ca să vedeți cum fac aceste brioșe. Vedeți? Așa. Și vom deschide cântarul și vom începe cu uleiul de cocos. Puteți pune și unt și ulei, ce doriți. Eu astăzi pun ulei de cocos. Și am să scot de aici, fac doar dintr-un nou. Vor ieși circa 4 sau 5 așa brioșe micuțe, micuțe, micuțe. Și voi pune 55 de grame de ulei de cocos. Așa, și voi scoate de aici din borcanelul meu 55. Avem 35, mai punem puțin. Puteți înlocui și cu unt, dacă nu aveți. Și o să puneți fulgi de cocos. Așa. Ia să vedem cât avem aici. Mai trebuie încă puțin. Încă puțin și facem 55 de ulei de cocos. Așa. Și aici avem uleiul nostru de cocos. Eu îl țin la frigider la rece. Deci 55 de cocos. Apoi vom avea nevoie de... Astăzi le cântăresc împreună cu voi. De 55 de grame de zahăr. Și punem așa 55 de zahăr. Așa. Și avem 55 de zahăr. Un praf de sare. Voi pune 50 de lapte. O să punem 50 de lapte, nu 50, 50 este pentru ouă mai multe. Asta să facem doar dintr-un singur ou. Eu îmi împart și rețeta în 4. Rețeta este din 4 ouă, dar eu fac mai puține, că ies destule. 4-5 brioșe.
Deci am spus 55 de ulei de cocos, 55 de zahăr și punem 20 de lapte. Și cântărim toate în grame. 20 de lapte. Punem la frigider. Așa. Am pus. Repetăm încă o dată. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. 55 de ulei de cocos. Puteți pune și ulei de floarea soarelui sau unt sau margarină. Fiecare bune ce are în casă. Și 55 de zahăr, 20 de lapte și un praf de sare. Și acum voi pune puțin pe baie de abur să topim uleiul de cocos. Eu mi-am încălzit aici puțin apă. Am încălzit-o puțin așa și am să pun așa peste. Și amestecăm să se topească uleiul de cocos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să-ți facem brioșe cu ulei de cocos și cu cacao. Eu le-am încercat înainte, dimineață. Ia, uitați, vedeți? Așa vor ieși. Micuțe, micuțe. În două culori. Așa, ia să topim uleiul de cocos. Să văd că stă mai bine așa deasupra. Puțin pe foc tigăița noastră. Să se încălzească bine apa. Așa. Deci topim uleiul de cocos și după aceea adăugăm celelalte ingrediente. Apoi vom avea nevoie de un ou, de cacao, făină, praf de copt și de forme. Eu am să fac în aceste forme micuțe de silicon și le punem câte o hârtie așa în interior. Vedeți? Ia să le și pregătim cât se topește uleiul de cocos. Sau în forme mai mari. Puneți în ce fel de forme doriți. O să pun în două mari și două mici să facem. Deci, cum am spus, preparăm dintr-un singur ou. Vor ieși 4 sau 5 brioșe. Așa. Și doriți mai multe, dublați cantitățile. Așa, apăsăm așa aici. Așa, mi-am pus o tigăiță cu apă și să topim uleiul de cocos pe baie de abur. Și am pus în interior și zahăr și un praf de sare. Și așteptăm un minuțel, un minuțel, un minuțel. Ia să vi le arăt, vedeți cum vor ieși? Așa, ia să desfacem. Eu le-am făcut dimineața, să știți că sunt foarte gustoase. Ia uitați, vedeți? Brioșe. Brioșe în două culori, cu cocos și cacao. Am să și tai, să vedeți cum se taie. Așa, și după aceea le facem împreună. Vedeți?
arată în interior. Sunt pufoase, sunt delicioase. Să le încercați. Așa, și am să dau deoparte și să vedem uleiul de cocos. Le punem așa aici alături. Așa, este aproape gata și vom avea nevoie de praf de copt, de ou și de făină. Tot așa o să cântărim, astăzi cântărim totul împreună. Mi-am pregătit și formele, le dau aici în față. Și să vedem dacă este gata. Așa, să vedem dacă este gata. Am să aduc aici. Am să scot mânicul, mânerul. Așa. Acum să vedeți că se topește așa. Și se topește și zahărul și uleiul de cocos. Ia uitați-l. Închidem. Și să repetăm ingredientele. Aici, în vasul acesta, am pus 55 de grame de ulei de cocos, 55 de zahăr, am pus un praf de sare și 20 de lapte. Și amestecăm așa bine. Încă nu s-a topit tot cocosul, mai amestecăm să se topească. Și după ce cocosul s-a răcit, adăugăm ouul, făina, praful de copt. Apoi vom împărți în două și într-o parte vom pune făină, o adăugăm treptat. Adăugăm mai întâi o parte, amestecăm bine totul, împărțim în două și într-o parte vom adăuga cacao și puțină făină și într-o parte doar făina care ne-a rămas. Așa, să topim bine acest cocos, ulei de cocos. Cum arată? Așa. Încă mai sunt bucățele de cocos, de ulei de cocos în interior și îl topim. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem brioșe cu ulei de cocos și cu cacao. Deci aproape s-a topit tot. Îi face totul cu o paletă acum. Așa. Vom lua și gratarul. Punem aici în față.
Și tigăița noastră o dăm deoparte. S-a blocat mânerul. Hai. Așa. Și acum vom adăuga aici oul. Aveți grijă să nu fie fierbinte, fierbinte compoziția. Adăugăm și ouă. Și amestecăm așa bine totul. Și acum vom cântări 30 de făină. Și vom avea nevoie de 1 gram de praf de copt. Și cum îl cântărim? Deci lăsăm 30 și adăugăm 1 gram ca să ne cântărească. Altfel cântarul nu cântărește 1 gram. Așa. Deci aici eu am 30 și adaug 1 gram și mă uit la cântar când am 1 gram. Așa. Și am pus 1 gram de praf de copt. Și dăm prin sită totul. Așa. Dăm deoparte. Și acum amestecăm din nou. Amestecăm bine, 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 bine totul. După ce am amestecat bine, 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 vom împărți în două. Așa. Eu mi-am pregătit un alt vas și vom împărți în două. Și într-o parte vom adăuga cacao, o lingură de cacao. Și într-un vas voi adăuga făină. Completăm cu făină. Așa. Amestecăm bine să nu avem cocoloși. Puteți amesteca și cu un tel. Așa. Și după ce am amestecat bine, împărțim în două. Aveți grijă ca zahărul să fie topit. Și dacă nu este topit, amestecați până se topește. Sau puteți lăsa 5 minute și după aceea amestecați din nou. Să fie zahărul bine, 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 bine topit. Și ca să vedeți dacă zahărul este topit, încercați cu degețelul. Apăsați, puneți degetul în compoziție și dacă pe fundul vasului se simte zahărul, înseamnă că trebuie să mai amestecați. Să lăsați să se topească. Așa. Vedeți consistența acum când o împărțim? Cam așa este. Și după aceea vom adăuga încă puțină făină, cam 15 grame de făină și aici o să adăugăm o lingură de cacao. Așa. Și acum vom împărți în două.
Ia să vedem că am împărțit bine. Da. Să mai pun puțin. Și acum, într-o parte, voi pune cacao. O să și eu cântăresc să vă spun cam cât să pun. Așa. Grame de cacao. Punem aici și amestecăm. Așa, am să deschid și cuptorul. L-am deschis la 170 de grade și sus și jos. Și în 15 minute sunt gata. Ne uităm la ceas când le băgăm la cuptor. Așa. Cuptorul acum se încălzește. Și amestecăm cu cacao aici bine totul. Mâine o să facem frappe de carnevale, cum se numesc aici în Italia. Eu le fac în fiecare an și în fiecare an le fac în direct cu voi. Și durează pentru că eu fac o rețetă cu 8 ouă și aluatul este destul de mult. Și până le frigem, până le facem, până întindem, mâine facem totul împreună, să vedeți ce bun. Un fel de gogoși cu praf de copt. Sunt foarte, foarte bune. Așa. Am amestecat bine cacao. Și acum vom pune aici. Aici am pus 8 grame de cacao. Și să punem aici circa 15 grame. Sau... vedem. O lingură. Unde am pus lingura? Să iau alta. Așa, ia să cântărim. Am 15 grame de făină, dar am să pun mai întâi 8, cam câtă cacao am pus, și să vedem consistența. Așa. Și după aceea mai adăugăm. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Deci intră cam 15 grame de făină, acum depinde și de făină, cum, cât este de uscată sau umidă. Am pus deocamdată 8 grame și vedem consistența. Așa, aici am pus 8 grame de cacao. Dacă pune mai mult, după aceea este prea groasă. Și acum, deci au cam aceeași consistență, o să lăsăm 1 gram de făină. Și să repetăm ingredientele. Deci am pus 55 de ulei de cocos cu 55 de zahăr, un praf de sare și 20 de lapte. Am pus pe baie de abur până s-a topit... uleiul de cocos. Puteți pune loc de ulei de cocos și unt și ulei de floarea soarelui sau margarină. Fiecare pune ce are în casă. Și dacă să fie gustul de cocos, în compoziția albă puteți pune fulgi de cocos dacă nu aveți uleiul. Și apoi, după ce s-a topit, am adăugat un ou, am amestecat bine. Apoi am adăugat 30 de făină, 30 de grame de făină. Și după ce s-a amestecat și cu 1 gram de praf de copt, și ați văzut, am cântărit făină
și am lăsat 30. Apoi am adăugat un gram, ca să putem cântări acel gram. Deci nu ștergem 30, lăsăm și punem un gram. Și ne cântărește un gram. Dacă ștergem și să punem un gram, cântarul nu prea cântărește, așa cantități mici, mici, mici. Și am amestecat bine toate ingredientele, am împărțit în două și aici am adăugat 8 grame de cacao, 8 grame de făină. Și dacă vedeți că făina este prea lichidă, așa, mai adăugați 10, 11, 12 grame. Să aibă cam aceeași consistență, una cu cealaltă. Așa. Deci acum am ajuns la acest moment. Am să le las așa. Le punem așa una lângă cealaltă, ne aducem formele, deci le-am tapetat cu hârtie de copt. Ce forme doriți? Așa. Deci eu am făcut dintr-un ou și îmi voi ieși 4 sau 5 brioșe, nu mai mult. Și acum, ia să mă ajut cu o linguriță și o să punem mai întâi din cacao. Ne să turnăm așa. Puțin din cacao. Acum vom pune din compoziția albă. Așa, cred că nu avem nevoie de linguriță. Acum punem din nou din cacao. Ia să scot lingurița. Cuptorul este încălzit la 170 de grade. Eu l-am pus și sus și jos. Așa. Mai punem puțin, puțin și din cea albă. Așa, le umplem așa ca pe 3 sferturi. Așa, și cu ce ne-a mai rămas, să mai umplem încă una. Am să pun. Și să punem o hârtiuță. Așa. Și acum începem să turnăm din compoziția care o mai avem aici. Vedeți că ea cu cât stă, cu atât se îngroașă mai tare. Că făina absoarbe laptele, ouăl, uleiul de cocos, așa. Punem și restul de compoziție aici.
Așa, mai pun aici încă puțin alb. Așa. Și acum, dacă dorim, ne putem juca și cu scobitoare. Să dăm așa un modelaj deasupra. Se vede? O să dau așa mai în față. Ștergeți. Hai să o luăm pe cealaltă. Vedeți cum se întărește compoziția? Așa. Și acum să o facem și pe ultima și le punem pe o tavă. Așa. Uitați. Bună ziua, Liuba! Bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Și punem pe o tavă și le dăm la cuptor. Aici am o tavă. Așa, și le punem aici. Circa 15 minute. Și aceasta este rețeta de astăzi. Ele vor ieși ceva de genul acesta. Ia să mă ne uităm la ceas. Dacă avem timp, ia să vă arăt. Așteptăm să vi le arăt și calde. Ia uitați. Vedeți cum vin? Și le tăiem în două. Acestea sunt puse, celelalte cred că o să iasă un pic mai zebrate, ca pe care le-am făcut acum. Așa, ne punem totul la loc și să așteptăm 15 minute să se facă. Strângem totul. Așa. Acestea sunt brioșele. Ia uitați-le. O să le pun așa pe... Sunt delicioase. Și să repetăm ingredientele pentru cine a venit mai târziu. Am pus 55 de grame de ulei de cocos. I-am folosit cocos așa. În borcanel, l-am cumpărat, dar dacă nu aveți, puneți și ulei de floare soarelui, unt, margarină. Așa. Apoi am pus împreună cu uleiul de cocos 55 de zahăr, 20 de lapte și un praf de sare. Am pus pe baie de abur până s-a topit bine uleiul de cocos și înainte de a adăuga oul, să aveți grijă să nu fie fierbinte ca să-l coaceți. Dacă compoziția este caldă, adăugăm oul, amestecăm bine, 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 bine. Punem 30 de grame de făină și nu închidem cântarul. Și apoi adăugăm un gram de praf de copt. Atât, un gram trebuie, nu mai mult.
ca să putem cântări acel gram. Și facem 31. Amestecăm bine toate ingredientele. După ce s-a omogenizat bine, 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 împărțim în două. Și într-o parte am pus 8 grame de cacao. Puteți adăuga și un pic de rom dacă doriți. Și în cealaltă parte 8 grame de făină. Și vedeți, dacă făina vi se pare că aluatul este mai subțire decât cel cu cacao, mai adăugați cu lingurița câte puțin. Deci ar trebui cam în jur de 15, dar noi astăzi, ați văzut, am pus doar 8 grame. Acum depinde cât de uscată este făina. Și le amestecăm bine și apoi le punem la cuptor 170 de grade, circa 15 minute. Deja au trecut 5. Deja au trecut 5 minute. Punem în forme. Vedeți, eu am forme de silicon cu hârtiuțe de copt. Ce forme? Eu le-am făcut în aceste forme. Una rotundă. Iată. Aici am pus puțin din compoziție. Uitați cum arată. Vedeți? Și dacă tăiem... Așa. Ia să și gustăm. Să vedem cum este. Delicioase, delicioase. O să-mi trag aici. Ca să pot să scot. Și aceasta este rețeta de astăzi. De brioșe. Dacă aveți răbdare, le scoatem imediat și din cuptor, să vi le arăt și calde. Imediat vin. Să vă arăt cremele. Aceasta este crema cu salvie pentru transpirație. Și aceasta este crema cu portocale, cu morcov și cu foi de dafin. Și cu ceară de albine. Și aici avem doar cu ulei de măsline. Ulei de măsline, salvie. Am făcut mai întâi ulei de salvie și apoi am adăugat ceară de albine. Ia să vi le și arăt. Acesta miroase a salvie și acesta portocale. Are un miros deosebit. Să vă arăt cum arată în interior. Ia uitați, crema cu... Vedeți? Aceasta este cu morcov pentru riduri. Așa. Și aceasta este pentru transpirație. Vedeți? Să o folosiți pentru palme, când transpiră palmele, la picioare, picioarele, să știți că intră în piele. Cum faceți masajul, intră bine, 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 bine în piele. Și aceasta cu portocale pentru riduri. O dați așa pe față. Pe sub ochi. Așa. Ia uitați. Eu mă dau cu amândouă, că amândouă sunt foarte bune pentru piele. Ce frumos miroase de la portocal. De la coaja de portocală. Așa, ia să facem și un pic de masaj. Așa.
ca să aveți o piele frumoasă. Și ridurile, să știți că nu dispar de la o zi la alta. Deci crema trebuie folosită, folosită, folosită și dacă sunt să fie riduri, acele să le purtăm cu mare drag, că le moștenim de la părinți, de la bunici. Sunt persoane care nu au riduri deloc și sunt persoane care să fie mândre. Important să fie pielea curată, tratată, hidratată. Așa, ia să ne uităm și la brioșe. Așa, a început să crească. Încă 5 minute, încă 5 minute, vedeți? Eu îmi fac masajul la mâini. Așa. Și cineva m-a întrebat ieri pentru aceste ciocuri care cresc la oase. Zicea că are pe coloana vertebrală. Să știți că nu se tratează. Eu am fost la medic, mi-a zis că am să le am pentru toată viața și durerile am să le am pentru toată viața. Și doar să facem tratament și creme, masaje. Eu beau, cum v-am spus și anul trecut, infuzie din foi de dafin pentru aceste dureri. Eu mi-am făcut și crema cu dafin pentru dureri articulare, musculare și îmi fac masaj în fiecare zi ca să nu am aceste dureri. Nu știu dacă se vede. Vedeți degetul cum este. Și la fiecare cresc aceste ciocuri. Aceasta este. Mergem înainte, viața merge înainte. Încercăm să facem totul posibil să ne facem cât mai ușoară. Și să vă arăt și crema pentru dureri cu foi de dafin. Așa, ia să vedem. Aici avem crema. Aceasta este crema cu rozmarin și cu foi de dafin. Și aceasta este crema cu mușețel. Să știți că sunt bune. Eu cu această cremă în fiecare zi mă dau pe frunte, pe unde am riduri, am pentru piele. Și aceasta este crema pentru dureri. Uitați cum arată, cu foi de dafin. Vedeți? Așa. Eu am pus, dacă se vede, am pus și planta și am lăsat-o în interior ca să iasă toate substanțele și în fiecare seară, așa, fac un masaj, masaj, masaj la mânuțele mele. Așa. Uitați. Eu am pus cam multă. Am pus ca să vă arăt cum arată crema. Vedeți? Așa. Și faceți masaj, masaj, fiecare degețel îl luați și îi faceți masaj la fiecare unde simțiți că aveți acele dureri și să vedeți cum trece și să beți ceai de dafin. Eu am încercat acest ceai și să știți că este bun, bun, bun pentru aceste dureri. Deci spun din propria mea experiență. Eu tot ce fac și folosesc, vă spun și vouă. Ia să ne uităm și la brioșe. Încă puțin și sunt gata. Dacă ați ști ce frumoase sunt, abia aștept să le scot din frigider. Așa, și să mai masăm cât stăm de vorbă. Aceasta este crema cu mușețel. Toate rețetele le găsiți și aici pe pagină, că toate sunt făcute în direct cu voi. Și după aceea eu le-am publicat și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și vedeți cum intră în piele? Începe să se absoarbă. Și le găsiți acolo. Găsiți și pentru păr tratament și uleiuri pentru păr.
fel de fel de uleiuri. Se fac foarte simplu. Toate uleiurile se fac cu plantele uscate. Se adaugă uleiul de măsline sau ulei de floarea soarelui, cine nu are. Și se lasă la macerat circa 15 zile și după aceea se folosesc. Eu las și plantele în interior. Încă nu le-am scos, le las, le-am acolo și mai adaug. Mai adaug, cu cât adăugăm aceste plante, cu atât este mai concentrat și mai bun uleiul. Și dacă faceți uleiul la cald cu plantele pe baie de abur, puneți planta proaspătă, cu plante proaspete puneți uleiul, puneți pe baie de abur și aceste uleiuri le folosiți într-un timp cât mai scurt. Așa. Ia uitați. Masăm. Astăzi am făcut masajul în direct cu voi. La mânuțele mele. Așa. Am pus multă. Trebuie pusă câte o picătură de cremă. Eu astăzi am pus așa multă, să vă arăt cam cum arată. Așa. Să ne uităm și la brioșe. Așa. Acum am să șterg surplusul de cremă. Că eu am pus multă. Așa, și continuăm să masăm. Acestea sunt cremele. Aceasta este cremă cu mușețel. Am făcut infuzie de mușețel și după aceea am pus ulei, ceară. Și să știți că în momentul când faceți emulsia între apă și ulei, trebuie să aibă aceeași temperatură. Că dacă nu are aceeași temperatură uleiul cu apa, deci nu se formează această cremă. Aici avem cu pentru riduri. Încercăm să ne facem frumoase. Așa, și aici avem crema noastră pentru transpirație. Să o folosiți, că este cu salvie. Salvia este foarte bună pentru transpirație și nu numai. Deci toate aceste plante au foarte, foarte, foarte multe proprietăți. Și am să dau deoparte. Aici avem crema noastră, vedeți? Cu dafin, pentru dureri. Este bună, bună, bună. Așa. Scrieți aici pe pagină, cremă cu dafin. Unde vedeți lupa, unde încercați acolo, unde aveți locul să căutați. Și sunt făcute în direct cu voi toate aceste creme. Sau vă duceți pe canalul de YouTube. Așa, am să dau deoparte acestea. Și să vedem brioșele noastre. Au crescut, sunt aproape gata. Imediat le scoatem. Deci au trecut 15 minute. Am să-mi scot și o scobitoare, să le încercăm. Și le scoatem imediat. Am să dau deoparte acestea. Așa. Așa deoparte. Ia să vedem aici. Le mai las o secundă și sunt gata. O secundică și sunt gata. Așa. Să ne facem loc. Și să vedem cum au ieșit aceste brioșe. Să știți că sunt delicioase, delicioase și se simte foarte bine gustul de cocos. Și cum am mai spus, cine nu are, poate adăuga făină de cocos. Scoate puțin din făina albă și adaugă făină de cocos. Am să scut unul să vedem cum arată. Hai să vedem dacă este gata. Ia să încercăm cu scobitoare.
Eu zic că sunt gata. Să las așa să se vadă. Să pun așa pe cuțit, așa, uitați cum arată. Așa. Am scos celelalte, le mai nasc un minuțel, două. Uitați, aburește. Și să tăiem, să vedem cum este în interior aceasta. Se sunt fierbinți. Sunt fierbinți, fierbinți, uitați. Iese aburul. Vedeți? Așa. Și sunt gata. Așa, să le scoatem și pe celelalte. Să le punem aici pe masă. Ia uitați. Op. Ia să încerc și acestea micuțe, dacă sunt gata. Acestea nu le-am încercat. Sunt gata. Așa, și să le scoatem din forme. O să tăiem și una micuță. Așa. Ia uitați. Vedeți cum au venit? Sunt fierbinți. Așa. Să o tăiem. Să vedem cum arată. Vedeți? Iese aburul. Ia uitați cum arată. Așa. Aceasta este rețeta de astăzi. Sper să le încercați. Și să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Sunt delicioase, am să mănânc o bucățică caldă, caldă. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață, că mâine începem să facem frapele de carnevale. Aici în Italia se fac în fiecare an și eu le fac în fiecare an în direct și le facem împreună. O să stăm mult împreună până le terminăm. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere și multă, multă sănătate și să gustăm.